Decizia de a candida și de a intra în Parlament ține de o responsabilitate civică, dacă vreți, de a mă implica cu toate cunoștințele și experiența mea profesională pentru a contribui la schimbările pozitive din țara noastră. Comisia pe care o reprezint se va axa pe câteva priorități care țin de reforma Centrului Național Anticorupție, reforma Serviciului de Informație și Securitate, reforma Poliției și câteva aspecte din domeniul apărării naționale. La nivel personal și la nivel de contribuție personală, pentru anul viitor am preconizat câteva priorități care țin de ajustarea cadrului național privind sănătatea mentală și alte câteva inițiative care iarăși țin de profilul comisiei pe care o reprezint, Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Eu sper să nu ajung în situația în care să fiu pusă în situația în care să raportez o infracțiune, dar din perspectiva aceasta nu am nicio problemă să raportez o eventuală infracțiune sau ilegalitate. Debutul meu profesional a început în cadrul instituției ombudsmanului, în calitate de jurist, niște ani în urmă. Eram foarte tânără, aveam 21 de ani. Ca și prioritate, ca și vector strategic al țării, evident mi-aș dori să facem parte din marea familie europeană. Cu toate acestea, până se va întâmpla acest lucru, până se va produce această schimbare radicală, eu cred că Republica Moldova trebuie să fie suficient de capabilă să mențină relații normale, de cooperare economică, culturală, socială, de care vreți, cu toate statele. Aș recomanda în mod special mai multe cărți care vizează educația, emoțiile, educația copiilor, mă refer special, în mod special părinților. Dacă aș fi să identific o carte anume, cred că una din lecturile care m-a marcat în ultima vreme este a unui autor de origine americană, Robert Sapolsky, o carte care ține de comportamentul uman și asta chiar aș recomanda-o cu mare drag. Pentru lecturi de suflet aș putea recomanda mai toate cărțile autoarei române Aurora Liceanu, psiholog de profil. Ultima carte pe care am citit-o de ea cred că este Dincolo de bine, dincoace de rău, despre iubire. Este o carte despre relații umane. Iar funcționarilor publici, în mod special celor din autoritățile de drept, chiar le-aș recomanda periodic să lectureze Codul Penal mai insistent. Nu sunt membru a partidului. Am candidat pe listele PAS, dar nu sunt membru de partid. A fost opțiunea mea și am fost invitată să mă alătur echipei, deci până la anul 2021 nu am fost afiliată politic niciodată.